După cum știi, Mișule și dragi telenauți, săptămânal așteptăm de la voi, cei de acasă, propuneri pentru, concentrează-te, pentru rubricile noastre de la iComedy. Săptămâna asta, pentru ce-ar fi dacă, am primit de la un telenaut, provocarea în felul următor. Ce-ar fi dacă Radu Banciu ar fi psiholog, domnilor? Acum hai să vedem ce-ar fi. Ar fi chiar așa nasol? Hai cu materialul. No, să vedem. Înțelegeți ce vreau să spun? Perfect! Nici nu știu cum să mă explic. Lăsați mișoara ca să nu e o problemă neapărat. Acum, na, nu orice ființă care se ridică în două picioare și devine bipedă e musa și rațională, nu? Și poate să exprime tot amalgamul ăsta de sentimente care zace în fiecare specie de pe planeta asta. Nu toți avem darul vorbirii, adică, nu știu, uitați-vă, de exemplu, la maimuță. Sau uitați-vă în oglindă. Ce vreți să spuneți cu asta? Nimic, continuați. Cum vă spuneam, în mine trăiesc două ființe. Păzea. Una este fericită, este plină de viață, iar cealaltă este posomorâtă, este... e tristă, e nefericită. Și astea două ființe se bat cap în cap, sunt în conflict. Dați-le de bou, domnișoară! Să vedeți atunci prietenia dracului! Cum să vă spun, sunt din ce în ce mai singură. Când vorbesc, parcă nu mă mai ascultă nimeni. A spus ceva? Dar dumneavoastră nu vă notați nimic din ceea ce vă spun eu? Nu-i nevoie, domnișoară, din păcate. Am această capacitate teribilă de a reține fără să notez toate tâmpenile pe care le aud. Nu mă mai regăsesc. Cumpărați-vă un GPS atunci. Bă, nene, tu nu înțelegi că eu sufăr? Că sunt nefericită? Că toți bărbații fug de mine? E, lăsați, domnișoară, că asta cu fuga bărbaților nu se datorează depresiei dumitale conice. Bărbații fug de dumneata pentru că ești urâtă cu spume, domnișoară. Iată. Ai o problemă cu fața mea? Eu n-am o problemă cu fața dumitale, dar natura cândva sigur a avut o problemă. Și dacă nu natura, esteticianul care ți-a aruncat cu lopata pe față botox. E revoltător, mă jignești! Știi, băi, să spun că ești de frumoasă, da, e venit, îmi pare rău, nu pot să te ajut, ești urâtă, domnișoară. E, atunci, dacă nu vă place fața mea, poate vă place atunci spatele meu. Dar stai, domnișoară, dar stai să vorbi, domnișoară, de pe aici am o problemă. Bună ziua, se poate? Se poate? Bună ziua! Normal că poate lumea ta o fi bună, dar nu și pentru mine, că ai trebuit să mă lovesc de toți nebunii. Acum stai jos! Ca ta bun simțul avea să-ți permiți să te așezi pe canapea! Da. Spune ce problemă ai! Am venit la dumneavoastră... Te văd că vin la mine, că nu te înza altul, ești în fața mea! Spune! Fiindcă am avut o tentativă de sinucidere. Teribil! Reușită sau nereușită? Păi nereușită, de-aia sunt aici. Mulțumesc, uitare, evident, continuă. În fine, m-am certat cu soția, am avut probleme la servici, am divorțat și am vrut să-mi tai venele. Am considerat că asta e singura soluție pe care o am. Cum să fie, domnule, asta ultima soluție, domnule? Înseamnă că ți-ai pierdut mințile. Uite, vezi, de asta e bine să vii la psiholog, ca să spună că asta cu tăierea venelor nu e ultima soluție, domnule. Există întotdeauna alte modalități. De exemplu, nu știu, e putea să încerci să te spânzuri. Să putea să te aunci în fața trenului. Să putea să te uiți o săptămână întreagă la arșinel. Sigur se placă lui Bendeac asta. Da, domnul psiholog, ce să spun? Îmi pare rău că n-am încercat și asta. Nu, domnule. Pe tale ar trebui să-ți pară rău din alt motiv. De exemplu, că ești un ratat notoriu, domnule. Dar ai încercat să te sinucizi și n-ai dus treaba până la capăt, domnule. De asta nu funcționează lucrurile în România, că oamenii ca dumneata nu duc lucrurile până la capăt, domnule. Adică încerci să mă faci să mă sinucizi? Nu, domnule, dar ai încercat să te sinucizi și n-ai dus treaba până la capăt. Domnule, eu am o problemă, ratat. Domnule! Ce problemă ai, domnule? Ce problemă ai? Că ești un ratat și nu faci treaba până la capăt. Domnule, ești un sinistru și nu mai vreau să vorbesc cu dumneata. Nu pleci, dumneata, domnule! Te dau eu afară, domnule! Ieși afară! Extraordinar! Numai Radu Banciu putea reuși așa ceva. Două eșecuri profesionale majore în 5 minute, 5 minute jumate. Teribilă zi de mână.